În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, un record al infecțiilor cu noul coronavirus de la începutul pandemiei. În județul Brașov, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 193 de infectări noi. Până astăzi, 3 noiembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 258437 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 120 de decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.897. Dintre acestea, 974 sunt internate la ATI. Polițiștii ai Serviciului Rutier din Brașov, în colaborare cu specialiști ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, au organizat astăzi o acțiune de control în zona Dârste. Agenții și ofițerii au verificat atât legalitatea transporturilor de marfă și persoane, cât și respectarea măsurilor de protecție în condițiile generate de noul coronavirus. Băgați-le într-o țifră și pregătiți toate documentele pentru controlul cu ISCTR-ul, da? O să le verificăm, da? Să pregătiți și raportul de control pentru controlul, da? Da, un raport? Da, da, vă rog. Noi venim de la Tulcea, e prima dată care am intrat în zona Brașovului, la care, la semnul care dădea stânga, am apucat de a intra sub pod. N-am ce să fac, am zis să merg să caut un sens giratoriu să mă reîntorc înapoi. Polițiștii rutieri recomandă tuturor participanților la trafic să respecte legislația rutieră, de asemenea, în vederea prevenirii și limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2, solicităm tuturor cetățenilor să poarte masca de protecție, să respecte distanțarea fizică și să nu se expună la riscuri inutile. Polițiștii brașoveni spun că vor organiza acțiuni de control și în perioada următoare. Consiliul Județean Brașov s-a întrunit în această dimineață într-o ședință extraordinară, în cadrul căreia au depus jurământul cei 8 consilieri județeni supleanți, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Brașov, precum și consilierul județean absent motivat la ședința precedentă. Tot astăzi au fost aleși cei 2 vicepreședinți ai deliberativului județului. Propunerea Partidului Național Liberal a fost Șerban Tudorică. Din cei 33 de consilieri prezenți, acesta a fost votat de majoritate, existând doar 6 abțineri. Alianța USR Plus a decis să-l susțină pe Zoltan Zener. Și acesta a fost votat de majoritate, existând doar 7 abțineri. Sunt onorat de această nouă misiune pe care o urmez și vă mărturisesc că de-a lungul carierei mele în administrația publică locală am fost permanent în slujba cetățenilor. Nu o să fac nimic mai mult de azi înainte, o să fiu în slujba cetățenilor județului Brașov. Alegerea mea astăzi în funcția de vicepreședinte reprezintă o deosebită onoare pentru mine. Încrederea noastră mă onorează, dar mă și obligă. Nu am obicei să mă dau o parte din fața unei provocări și această funcție categoric reprezintă o provocare pentru mine. Astăzi avem un Consiliu Județean deplin constituit. S-a trecut la nominalizarea președinților. În urma votului avem 2 vicepreședinți, pe domnul Șerban Tudorică din partea Partidului Național Liberal, fostul primar al Prejmerului, și domnul Zener Zoltan din partea Alianței USR Plus. La finalul ședinței a fost stabilită componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov.